provocare de ultimor în dosarul Revoluției, Augustin Lazăre, solicitare către Klaus Iohannis, se cere urmărirea penală față Iliescu. În completarea comunicatului din data de 18 decembrie 2017 cu privire la stadiul cauzei intitulat generic dosarul Revoluției, instrumentat de secția parchetelor militare din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaiei Justiție. Biroul de informare sublinierei relații publice este abilitat să fac publice următoarele. Procurorul general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaiei Justiție a adresat președintelui României o solicitare de exercitare a prerogativelor constituționale ilegale privind cererea de urmărire penală în legătură cu săvârșirea infracțiunii contra umanității. De articolul 439 alin. 1, lit. A, G, INCA cod penal cu aplicarea articolul 5 cod penal. Fade. Iliescu Ion, membru președinte al Consiliului Frontului Salvării Naționale, din 22 decembrie 1989, organism care de facto a exercitat puterea executivii legislativ central, comportându-se ca un guvern până la apariția decretului lege numărul 2 din 27 decembrie 1989, când președintele Consiliului a primit rolul unui șef de stat, iar atribuțiile legislative ale Consiliului au fost separate de cele executive, ce necesită autorizare pentru intervalul 22 la 27 decembrie 1989. Roman Petre, membru al Consiliului Frontului Salvării Naționale, din 22 decembrie 1989, numit oficial prim-ministru al Guvernului României prin decretul numărul 1 din 26 decembrie 1989, ce necesită autorizare pentru perioada 22 la 31 decembrie 1989. Voiculescu Gelu Voican, membru al Consiliului Frontului Salvării Naționale din 22 decembrie 1989, numit oficial viceprim-ministru al Guvernului României prin decretul numărul 5 din 28 decembrie 1989, ce necesită autorizare pentru perioada în perioada 22 la 31 decembrie 1989. Solicitarea procurorului general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaiei Justiție se întemeiază pe prevederile constituționale ilegale, articolul 109 alin. 2 din Constituția României, respectiv articolul 12 și 19 din legea numărul 115/1999, precum și pe decizia Curii Constituționale numărul 270 din 10 martie 2008,